Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la încă un episod din Jurassic World Evolution 2. În episodul de astăzi începe o serie nouă, data trecută sau cel puțin în ultimul episod. Am făcut turul Jurassic Parkului și am încheiat practic cu el făcând acel tur. A fost o serie destul de scurtă pentru că am terminat destul de rapid cu construirea lui și la fel cu incubarea dinozaurilor, plasarea lor în habitate și pot să zic că m-am descurcat destul de ok sau cel puțin am încercat să recrez și zic eu că mi-a ieșit destul de bine, deși nu este unul la unul, cum am spus și până acum nu pot să recrea practic chiar unul la unul, din simplu fapt că mapa pe care o avem, pe care o am în joc, nu coincide cu mapa insulei reale, unde se desfășoară toată acțiunea. Bun, în această serie, în această nouă serie, după cum puteți vedea, am schimbat din nou ambientul și am trecut de la acea zonă tropicală la una mai aridă, mai deșertică chiar, pot spune. Și da, practic sunt în mapa de San Diego, iar aici voi încerca la fel să recrez un parc, doar că mi-a venit o idee și o să încerc să văd dacă pot combina sau cel puțin să văd dacă o să-mi iese această idee. Aș vrea mai întâi inițial să creez mai multe habitate. Cred că în mare parte vor fi de dinozauri erbivori, pentru că, după cum ați văzut sau dacă se poate observa, dacă nu o să vedeți în partea a doua, în acest prim habitat am un Jurassic Tour pe care îl voi folosi exact ca și data trecută în cealaltă serie pentru vizitatori să vină pur și simplu și să călătorească cu ajutorul acestui Jurassic Tour prin tot parcul pe care o să-l lucrez. Voi face mai multe zone destinate vizitatorilor, nu doar una singură ca cea din Jurassic Park. Acolo am făcut așa doar din simplu fapt că am încercat să respect cât mai mult toată acea idee de a recrea parcul, iar aici vreau să mă folosesc de exemplu tot de acel Jurassic Tour pentru ca vizitatorii să poată călători. Ei mai pot călători cu ajutorul monorail-ului, dacă nu mă știu, cred că e singurul, da, sau cred că ar putea călători și cu Jurassic Tour-ul. Nu știu ce să zic. Sau, nu cu Jurassic Tour-ul, pardon, cu girosferele, dar nu știu dacă s-ar pune, nu știu, poate merită de încercat și rămâne de văzut dacă pot face lucrul acesta. Și cum am zis, vreau să folosesc acest Jurassic Tour care l-am plasat aici în primul habitat, să-l folosesc pentru vizitatori, ca aceștia să călătorească cu el prin tot parcul, pot să zic, și să viziteze toate atracțiile. Aici, la partea de început sau o parte de intrare în parc, am plasat restaurantele, am pus un shelter, un adăpost, câteva restroom-uri și cred că 3 hoteluri sunt în total, unul mare și două de talie mică, cred că două hoteluri de talie mică, dacă nu mă înșel. Am creat tot așa, amenajat această zonă special pentru vizitatori, pentru a facilita tot ce înseamnă amenities, adică restaurante, baruri, magazine și așa mai departe. Și odată pentru a crește appealing-ul, adică pentru a atrage cât mai mult interes pentru vizitatori să vină în parc să-l viziteze. Da, aici încerc să orientez hotelurile, să văd cam cum aș putea să le poziționez în așa fel încât să îmi intre cât mai multe, doar că, cum am zis, voi avea 3, iar cel de-al treilea nu va fi exact lângă acestea două, va fi undeva mai în spate. O să vedeți mai încolo când o să-l plasez. Aici unde am acest path, această cărare și este hașurată, este cărare neagră, voi pune la fel niște decorațiuni, cum ar fi umbrăluțe
și nu știu, copăcei mai rămâne de văzut. Aici va fi cel de-al treilea hotel, da, unde l-am plasat la distanță de celelalte două și iar la fel am creat tot felul de zone pentru a plasa cât mai multe decorțiuni, mai ales ținând cont de faptul că am noi foarte multe noi decorațiuni. A fost un update, cum am zis și data trecută, înainte să încep seria în care am construit Jurassic Park-ul. Jocul a avut un update, iar în acel update au fost incluse noi decorațiuni și încerc să mă folosesc cam de toate, în special de acestea de înfrumusețare. Iar pe lângă toată această zonă pe care o vedeți și pe care am construit-o până acum, undeva mai încolo mă voi ocupa și de o zonă pentru management, pentru staff, pentru angajați. La fel voi plasa hatchery-ul, incubatorul unde voi crea dinozauri și voi pune în parc. Exact, cred că aici este, da, zona despre care vorbesc, zona de maintenance. Și la fel am adăugat, cred că pe lângă acesta voi adăuga două response facilities și un paleomedical facility, la fel în caz că, nu știu, de exemplu, se întâmplă ceva și un dinozaur este rănit și are nevoie de ajutor, de intervenție, paleomedical facility-ul intervine și tratează totodată dinozaurii care suferă de anumite, nu știu, boli sau afecțiuni, etc. și așa mai departe. Da, aici e zona de maintenance și cred că doar atâtea. Aceste patru clădiri le-am pus în total. Singurul lucru ce am adăugat a fost, pe aici au mai fost și la fel câteva decorațiuni. Dar în rest, în mare parte, asta a fost cam tot. Despre habitat. În acel habitat vor fi dinozauri ierbivori și adică aș vrea să optez doar pentru dinozauri ierbivori acolo unde voi avea Jurassic Tour-ul și unde va trece prin fiecare habitat. Până acum, acel Jurassic Tour l-am folosit pentru un singur habitat, anume, dar acum aș vrea să-l folosesc și să parcurgă, cum am zis, o distanță mai lungă, mai mare, și să intre, să viziteze, de fapt, da, oamenii să viziteze mult mai multe habitate. Cred că undeva la 2-3, nu știu, m-am gândit așa în mare, dar rămâne de văzut. Asta e chiar fain, un future nou, future, da, nou, nou mult spus. Au fost introdus oricum cu acest joc în care poți, de exemplu, să folosești Jurassic Tour-ul, dar și girosferele la fel, în mai multe habitate, să intre și să iese în mult mai multe habitate și astfel vizitatorii pot vedea mult mai mulți dinozauri. Iar în habitatul de astăzi voi incuba și voi plasa Sinoceratopsi și Dryosaurus. Despre Sinoceratops pot spune că se aseamănă cu Triceratopsi. Sunt înrudiți, niște verișori mai îndepărtați, îi putem numi chiar așa. Și oricum, se aseamănă, dar sunt diferiți. Sunt foarte multe specii de dinozauri care, de exemplu, fac parte din aceeași familie de specii, doar că ele diferă. Iar pe lângă aceștia, cum am zis, voi adăuga și Dryosaurus. Este o specie de dinozauri micuți. Nu i-am mai pus, de fapt, nici Sinoceratops și la fel nu i-am mai pus niciodată în vreun habitat pe care l-am creat până acum, așa că ambele specii sunt noi și nu le-ați mai văzut niciodată. De aceea am optat pentru ele. Vreau clar în acest parc să incubez și să plasez dinozauri pe care de fapt nu i-am folosit până acum. Și da, cam asta ar fi ideea. Zona, cum am zis, e una deșertică, una aridă și se află exact în apropierea orașului San Diego. Mi se pare destul de interesantă și cam atâta. Eu vă las aici mult numai din speed build, iar noi oricum o să ne revedem în partea a doua. Așa că vizionarea plăcută. Bye, guys!
I'm Dr. Henry Wu. I'm a scientist. Some might call me an artist, a sculptor. My sculptures are... Ok. Deci cam așa arată în mare intrarea. Sunt în noul viewing mode și practic suntem exact ca și un vizitator. Suntem, cred că, exact la același nivel ca și un vizitator. Aici primele facilități, amenities-uri sunt restaurantele. E aici un toy shop și așa mai departe. Cele două hoteluri din partea dreaptă, iar mai în stânga avem cealalt hotel bun. De fapt, hai să mă duc pe aici pentru a-l vedea mai bine. Aici avem un shelter, un adăpost, toaletele și exact hotelul despre care vorbeam, cel de-al treilea hotel. Nice, și tot în față aici avem visitor center-ul. E diferit față de cel din Jurassic Park, dar și cel din Jurassic World. Arată, sunt, da, în total 3. Sau e control center? Ba nu, e un control center 2. Ah, ok, bine. Aici am rămas. Am confundat, nu, se pare că sunt doar două visitor center, cel din Jurassic World și cel din Jurassic Park, iar acesta este un control, dar un control center, dar practic arată ca și un visitor center, deci ne putem imagina sau putem spune că este un visitor center. Aici avem Jurassic Park-ul și tour-ul. L-am folosit pe cel de data trecută, mi se pare că arată așa mai... se încadrează bine cu peisajul acesta deșertic. Are tent așa mai rustică, nu este foarte high-tech, de exemplu. Și dacă urmăm cărarea, tot în față, cred că o să cam dureze puțin. Aici este habitatul unde o să vă arăt mai bine îndeaproape și cele două specii de dinozauri, Dryosaurul și Sinoceratopsul, dacă nu mă înșel, da, sper că l-am pronunțat bine. Iar aici avem zona pentru staff. Am pus aici la intrare ca și când ar fi interzis, deși oricum intră și vizitatorii, nu intră doar... stafful, ca și când, da, ar fi interzis, deci în față nu au voie să intre oameni decât doar cei care lucrează aici. Hatchery-ul în dreapta, aici am un response facility, în spate la fel încă unul și aici de tot în spate este paleomedical facility-ul. Așa, mai de sus se observă un pic mai bine, perfect. Aici la fel incubez și dau release la dinozauri și mă întorc înapoi spre, da, până nu o să fie gata turul, îmi va arăta cu roșul, vreau să includ în acest tur nu doar un singur habitat, aș vrea, mă gândesc eu așa pe viitor, aș mai putea crea aici un habitat, aici unul. Și aici, la fel, undeva la 3-4 habitat sau dacă nu 3, rămâne de... Da, aș putea să includ doar habitatul acesta și aici, de exemplu, să fac doar două habitate sau unul mai mare și să fie doar două. Rămâne de văzut. Mapa e măricică și nu prea e media, aș putea să zic. E mapa din San Diego, exact aici în față se poate observa orașul San Diego, coasta, la fel, și încolo orașul, un pod, ceva
port văd aici, spre stânga. Arată oricum destul de mișto mapa. E foarte fain ambientul și environmentul. Am trecut cam... Da, de fapt, am trecut prin trei medii diferite deja. Am fost în prima serie din Jurassic Park, pe care l-am creat, a fost alpină, o zonă alpină, înconjurat de munți și foarte multe conifere. A doua serie a fost cea în care am recreat Jurassic Park și a fost o zonă mai tropicală. De fapt, chiar este o zonă tropicală pentru că este pe o insulă. Ok, iar aici avem o zonă deșertică aridă, aș putea numi. Iar acum vreau să văd eu, să găsesc dacă aș putea, dar nu cred. Hai, bine. Începem cu acesta. Are un pattern interesant. La... la structura aceasta osoasă. Sunt înrudiți cu triceratopsii. Sunt înrudiți și cu nasul triceratopsii și la fel, pe care am avut în prima serie. Și bineînțeles, mai sunt încă, nu știu să zic sigur câte, dar destul de multe, suficiente specii care se aseamănă, adică au o structură asemănătoare, bine, nu sunt la fel, doar că, da, putem spune că fac parte din aceeași familie de, imediat să nu greșesc, ceratopside. Aici am vrut să văd mai bine. Și am ajuns din nou la acesta. Asta îmi place cel mai mult cum arată. Iar la Dryosaur, mi se pare mie, sau arată ca, sau merge ca o găină puțin mai mare, aproximativ. Oricum, e o specie destul de diferită. Sunt... Nu există, da. Deci, imediat o să văd. După ce o să vi arăt, o să arată interesant. Cu verde și portocaliu. Ok. Asta arată și mai fain. Toți dorm, din câte văd. Sau aproximativ toți dorm. O să-i fain. Asta se poate camufla destul de bine în această zonă deșertică. Cred că... nu. Mountain. Ok. 4, 5 și... Wow, și ăsta e negru complet. Ce diferență majoră de culori și de contraste. Asta îmi place cum arată cel mai mult. Nu știu de ce. E simplu, dar îmi place cum arată așa negru. Iar de aici, cred că da, m-am reîntors la început din nou. Bun. Am decis la fel, m-am uitat la dinozauri și am văzut ce le place, ce nu le place, cohabitation-ul, cu cine s-ar înțelege bine, iar, de exemplu, dryosaurii se înțeleg destul de ok cu sinoceratops și la fel nou și viceversa. Nu există vreo problemă. Dislikes la sino ar fi carnivorele, alte ceratopside, știi, stegosauridele. Bun, cam asta ar fi. Nu știu de ce am impresia, dar parcă habitatul e destul de mare, sau poate mi se pare mie, de fapt, nu. Am câte 6 din fiecare, da, dacă nu mă înșel. Așa că, da, mie mi se pare ok-ish. Dacă chiar e și poate o să mai strecor pe aici un habitat și, de exemplu, dacă acela va fi mult prea mic pentru cealaltă specie de dinozauri, pot să mai renunț din mărimea
acestui enclosure, care, da, mi se pare suficient de spațios. Și cum am zis, parcurul momentan nu o să fie activ. Vreau să termin mai multe habitate, iar apoi să fac legăturile, turul și la final, bineînțeles, o să facem și o călătorie, să vedem cum arată. Îmi place această mapă, e diferită și îmi place să schimb așa ambientul din când în când. Să mai lucrez și cu alte situații. Ok, are loc? Da, are loc, bine. Mă gândeam că poate nu o să poată să treacă acest range team, aceste vehicule prin acest gap. Dar e ok. Nu au probleme să se trecoară suficient de bine. Bun, cam atâta pe ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și să îmi spuneți în secțiunea de comentarii dacă vreți să vedeți în continuare episoade din Jurassic World Evolution 2 sau dacă vreți să, și dacă vă place de fapt această serie, cum vi se pare noua mapă, noul teritoriul, și de asemenea toată aștept comentarii din partea voastră să-mi spuneți ce tipuri de dinozauri, nu știu, poate doriți să vedeți. O să las link în descriere cu site-ul oficial, iar acolo dacă intrați o să puteți vedea toate speciile valabile din joc la momentul de față, iar de acolo, bineînțeles, puteți alegeți o specie anume dacă vă place, dacă vă interesează și vreți să o vedeți, iar eu o pot introduce în acest parc. Bun, astea fiind zise, eu vă las atunci aici, iar noi ne auzim data viitoare. Bye, guys!